Pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate peste 720 de cazuri de COVID-19, dintre care 187 în regiunea transnistreană. Numărul infecțiilor SARS-CoV-2 este în creștere cu aproape 30% comparativ cu săptămâna precedentă. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că în rândul copiilor de până la 14 ani au fost raportate peste 70 de cazuri de COVID-19. Totodată au fost înregistrate 3 cazuri de deces. Au murit 2 bărbați și o femeie cu vârstele cuprinse între 66 și 85 de ani. Pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate și 49 de cazuri de gripe sezoniere, majoritatea dintre ele fiind în municipiul Chișinău. De la începutul perioadei de monitorizare 2 octombrie 24 decembrie au fost înregistrate 85 de cazuri de gripă, peste 75.870 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și peste 4.490 de cazuri de infecții respiratorii acute severe. Specialiștii recomandă și în continuare respectarea măsurilor de protecție, cum ar fi păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, respectarea regulilor de igienă, inclusiv igiena mâinilor și a căilor respiratorii. La fel este indicată aerisirea spațiilor închise, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea la medicul de familie la apariția primilor simptome ale infecției COVID-19, febră, tuse, respirație dificilă, dureri în gât, dureri musculare, rinoree sau nas înfundat, cefalee, frisoane, senzație de slăbiciune sau oboseală.